Leagă măcar cracii. Să nu o lași liberă. Lasă urme? Nu lasă urme, dar se duc. Nu tot filmez, nu? Nu, e mic, dar am luat laptopul să-l golesc, iarăși nu merge decât jumătate de oră, cam așa. Are 16 giga. Ești pe 4K? Sunt pe 1080. Sau nu știu. Să vede sticlă, da. Dar 34 cred FPS. Da, 30. Sau 30. Da. Știu un câr e calculatorul, dar mamă, să vede. Cred că și celelalte se văd la fel de bine. De-aia zic că nu știu dacă merită diferența de bani. Deja le găsești la vreo 15, am luat-o cu 17. 3 plus. Adică? 4000 de maxim. Aha. Care are 1000 și cât de miliamperi? N-are 1300, e mai puțin. 1300, că m-am luat baterii din Franța de 1300. Originale GoPro? Da. Eu am luat de la un băiat din Arad cu 400.000, baterie de, cred că e 1600. Și ține o oră și... Și am 3 și le tot rotesc, mai încarc. Aș vrea să investesc într-un backpack de ăla. Nu știu dacă merită. Tot aia, știi, adică pui bateria backpack, ai două ore jumate și gata. Da, zic, să-l folosesc pe la primul și după aia să am altele mici. Da, plus că dacă pui backpack, pui capăt, altele de capăt. Știu, mai adânc, ca și pentru monitor. Asta nu-ți mai vine. Aaa, la asta nu m-am gândit, da. Dacă după aia nu mai pui backpack, stai scoate capacul, schimbi capacul. Exact. Nu? Exact. Sunt o grămadă de chestii. Îți iei de la cu... Am încărcător cu un micro USB. Pe care o încar și pe care o încar și tu de la priză și câte zeci de mii de miliamperi. Full și după aia e golit. Da, dar ocazia încarci și bateriile mai ușor, că încarci două baterii odată, știi? Da. Te bagi la priză, se încarcă cele două baterii și ea, știi? Corect. Cam asta e diferit, știi? Și încarci. Eu am găsit, încă nu le-am testat, că n-am apucat, niște... E o cutie cu USB în care intră o baterie 18562, dacă le știi. Sunt unele mai lungi pentru lanterne de scafandru, care au și 3000 de miliamperi. Și bagi aia acolo, bagi USB-ul și ți încarci orice device vrei. Așa. Și atât. Așa am baterie externă, 16000 de. Exact. Și poți să-ți iei de acolo, cu micro USB sau cu ce... Da, dar ideea e că se încarc cumva să nu stau să le schimb. Sunt și eu maniac cu astea. Am luat de la Lidl, de la Solar. În mai puțin de 2 zile încarci un smartphone full. Dacă stă... Da. Nu, încarci ăla întâi și după aia l-ai vărsat în 2 ore în telefon. Găsește unul cică Bear Grylls, e un sul, se desface un cerceaf atâta, așa de lat, e anti-apă, anti de toate, în capăt are o baterie de acumulatori, mai mulți, se încarcă îl piperuc să. E, nu, asta era un pic, trebuie să un capac, știi? Da. Și am zis și de la capac, nu era pe urmă, toate mișto, și părea destul de solid, știi? Găsești pe China toate nenorocirile, am îmbolnăvit. Am luat o flajnetă de aia la mine, $3 a costat și face curent.
Ce bine merge. Facem turele cu ore sau după ce plecăm din... Cred că trebuie să tragem bețișoare până la 12 și după 12. Ca să nu fie strâmb. Să nu fie strâmb.